Primarul Comunei Jegălia, Aurel Vasile, ne-a vorbit despre proiectele realizate, obiectivele viitoare, dar și despre problemele cu care se confruntă comunitatea. Se apropie sfârșitul de an. Cât ați realizat din ce v-ați propus pentru 2019? În proporție de 50%. Proporția cea mai mare, cealaltă 50% care nu s-a realizat, nu a fost datorită neapărat primăriei. Am avut un proiect de 7 km de asfaltare care firma, care trebuia să termine în luna lui iulie, a intrat în faliment. Prin falimentarea acelei firme, Nestrade se numește, a trebuit să rescoatem la licitație și datorită faptului că procedurile de licitație și conform legilor durează foarte mult, abia acum, să sperăm că săptămâna viitoare vom putea anunța cine a câștigat acest drum de 7 km. O altă nerealizare, care am considerat noi că o facem, este vorba de această stație de compost, în care într-adevăr s-a semnat contractul de finanțare, dar la fel procedurile de achiziție a proiectării, proiectarea efectivă, ne va duce spre finalizare tot așa în anul 2020. Și un al treilea proiect pe care ni-l propusesem și considerăm că îl vom începe este proiectul de canalizare, dar care abia acum a început. Într-adevăr, sunt trei firme care lucrează la acest mare proiect, proiect pe care l-a scos la licitație și l-a realizat Raja Constanța, operatorul de apă din localitate. Și firma, la ora actuală sunt foarte avansați cei care au făcut, firma Fluid, care au făcut bazinele de apă și uzina de apă. Iar cele două firme, firma care a câștigat Pfeiffer, a câștigat canalizarea, aducțiunea cu apă a conductelor și canalizarea, deja au venit și deja s-au făcut ridicările tot, numai că tot așa datorită timpului nu vor începe undeva în ianuarie, februarie, în funcție de timp și stația de epurare la fel câștigată de cineva de la Baia Mare. În rest, noi cam tot ce ne-am propus am realizat, ar mai fi așa aici iar o paranteză, din nou nu din cauza, nu neapărat că mi-aduc eu scuze. Acel centru medical, noi am oferit medicilor care urma să vină să lucreze în el, am oferit acele cabinete sub formă gratuită, numai că prin ordonanța 114 a fost obligat să scoatem la licitație. Și totul s-a dat peste cap, dintr-o dată, pentru că a trebuit să facem evaluarea celor și evaluarea a durat o perioadă, după aceea s-au dat hotărârile de Consiliu, scoatem la licitație și luni s-a și licitat deja, sperăm tot așa să-i dăm drumul începând cu luna lui ianuar la acest centru medical cu internare de o zi din Jegălia. Ați început cu realizările. Vorbiți un pic și despre realizările de anul acesta. Realizările din acest an au venit, de fapt, terminarea proiectelor care erau în curs și s-au închis și ceea ce am mai făcut noi. Deci, în primul rând, am închis proiectul de modernizare a școlilor, a grădinițelor. Am început deja cu o grădiniță nouă la Gâldău. Am putut tot așa, e o realizare până la urmă, finanțarea unui centru sportiv la Gâldău, din nou am înțeles că sunt în evaluarea firmei câștigătoare care va veni să lucreze și acolo. Tot oară realizarea anului acesta este că am câștigat proiectul sat pescăresc, complex sat pescăresc de la Iezero și acolo la fel iar vom începe la anul tot așa, prin iulie să lucrăm. Am realizat o înfrumusețare a comunii în care am pus deja 4.000 de trandafiri, am mai pus brazi, flori, lucrat foarte mult cam toată vara la cele 44 de hectare de salcie, 5 hectare de salcâm, pe care chiar acum am terminat zilele trecute, e la gara la aproape 50.000 de salcii. Așa, am avut proiecte care s-au închis, cum ar veni, și urmează celelalte. 2020 va fi an electoral. Intenționați să candidați pentru un nou mandat pentru a vă putea finaliza proiectele începute? Sau da, cum vedeți da. La anul sper să fie și ultima oară când mai intru într-o menire de primar, dar nu știm ce ne rezervă viitorul. Da, voi fi candidatul PNL-ului la funcția de primar în anul 2020. Dar până să ajung la această candidatură, aș vrea să vorbesc de ceva cu care chiar și astăzi, la terminarea ședinței Consiliului Local, am avut tocat și discuție și ca și informare pentru consilieri. Datorită faptului că
Comuna Jigălia, vorbesc strict de Comuna Jigălia, este o comună în care nu se investește absolut deloc de către nimeni. În afară de fermierii care lucrează pământul de ani de zile, nu investește nimeni. Câteva magazine și cam atât. Și pur discuții și vreau săptămâna viitoare să începem să concretizăm, vreau să facem mici cooperative, pentru că toți care vin de afară vor bani europeni, vor oamenii să întoarcă, vrea tineretul să întoarcă, dar și ei sunt debusolați așa, nu știu ce înseamnă afir, nu știu ce înseamnă por, nu știu ce înseamnă gal, nu știu unde și cui să-i spună ceea ce își doresc și nici ei nu știu culmea, ceea ce își doresc. Deci, dar toți vor să se întoarcă. Și atunci a trebuit, am vorbit cu marea lor majoritate, vor să facă vulcanizări, ceva de repara mașini și a zis, dom'le, mai să face și altceva. Și acum, de săptămâna viitoare, încerc cu vreo 3-4 firme de consultanță din București să-i aduc, să începem deja să creionăm cam ce vrem să facem ca să încerc să aducem oamenii de afară. În primul rând, am spus, nu e sloganul ăla, știți, ne dorim să vină oamenii de afară, ci îmi doresc viitorul comunei. Pentru că noi discutăm de proiecte, știți? Am făcut, uite, începem grădinița nouă la Gâldău. Păi vreau să subliniez un lucru. Anul trecut, o localitate cum este Jigălia de 4.236 de locuitori de la INS. Anul trecut am avut 51 de nașteri. N-are rost să spun de cât, că mortalitatea a fost mult mai mare și vreo 27 de căsătorii. Anul ăsta, acum îl închidem, avem 15 copii născuți într-un an în toată comuna. Din care 8 la Jigălia, 7 la Gâldău, 1 la Iză. Doamne, la Gâldău ne facem grădiniță nouă. Noi când am început proiectarea acelei grădinițe, că foarte multă lume, am zis, bun, dar ce vă trebuia mult grădiniță nouă? Păi când am început să facem proiectarea, aveam 40 de copii. Deci noi în anul 2020 vom începe grădinița cu 40 de copii. Deci noi aveam, de unde să știm scăderea asta atât de bruscă? De la noi înainte, localitatea noastră, la începutul în anul 2012, 2013, 2014, aveam în jur de 60, 70, 80 de copii care se nășteau, care însemna viitor. Păi, 15 copii. Vreau să vă spun că al 16-lea, de care n-am mai discutat, este că deja a fost născut în străinătate, noi dar am făcut actele, deci ca și acte e la noi. Din 18 căsătorii făcute anul ăsta, 18, 8 au fost cu persoane care deja erau la vârsta a doua. Adică deja care nu pot să garantez într-un viitor. Din aceste 10, vreo 3-4 îmi spuneau, ai domnul primar că zice pierdem biletele de avion. Deci deja și acolo nu știm. Și întrebarea mea este ce facem. Și din cauza asta îmi doresc enorm de mult să începem să facem ceva. Să începem să facem ceva, pentru că dacă nu începem noi să facem guvernul ăsta, orice guvern, nu văd. Nu vin să spună, domnule, suprafețe de teren, să le dăm tinerilor, care ar putea, că sunt suprafețe de teren. Avem 1001 de lucruri, nu vreau să intru foarte mult în amănânt, că am intrat, dar eu vreau să încerc să facem și să facem cu toții, că nu neapărat și toate comunele, dar trebuie să începem să facem ateliere. Ateliere între ghilimele în care oameni responsabili, care ei fac, care creionează strategiile de dezvoltare care creionează aceste fonduri. Vin și spun, domnule, pentru ce sunt fonduri? Pentru că, domnule, să prindem cât mai mult, să mergem, să aducem bani, să ne aducem oamenii pentru că muncesc frumos și mie, în Comuna Jigălia, vreau să vă spun că au venit doi frați cărora le-am dat acum 3 ani, le-am dat. Au făcut cerere că nu le dau de la mine, vă dați seama. Dar am avut încredere în ei, i-am susținut. Și au o plantație acum de vreo 4-5 hectare, de 6 hectare sunt de pomicultură, ca și fruct, piersic, paraguai și 24 de hectare, de tone la hectare au avut în al doilea an, din momentul în care am început. Deci știau pentru că au lucrat acolo 10 ani. Este cineva acum, un băiat care a lucrat foarte mult în căpșuni și văd că și ea la ora actuală vindea căpșuni. Adică avem posibilitate, sunt tineri, a venit o doamnă care, domnule, vrea să pun trandafiri, că am lucrat 10 ani în trandafiri. Fata care a lucrat și profesorul în perioada la școală. Deci sunt oameni care învață acolo, vin aici, n-au încredere, nu știu efectiv din ce să facă acel proiect. Și asta vreau să facem. Ăsta este motivul meu să mai rămân 4 ani primar. Nu să fac străzi, nu să fac... De asta le-am făcut. Pentru că îmi pun întrebarea, și de ce le facem? Care este răspunsul? Și de ce le facem? Pentru că dacă te uiți la ora actuală, cel mai dezvoltate sunt băncile și farmaciile. Farmaciile, unde toată lumea e foarte, foarte bolnavă. Azi am 2 mormântări la Iezărul. Nu am vrut să vorbesc de câți oameni au murit. Pentru că și mortalitatea asta e o problemă. Dar asta să zicem că exista. Pe mine mă interesa cât să și nășteau. Că poate să-ți moară 70-80 de persoane dacă se nasc 100. Ai un viitor.
Dacă ție îți mor 70 de persoane și se nasc 16, care e viitorul? Și anul trecut am avut o diferență de vreo 40 de oameni mai mult decedați decât s-au născut. Și întrebarea mea e ce fac? Ne ducem și facem cimitirile, lucrăm pe biserici, cimitire și cam atât, că acolo văd că este... Și atunci noi trebuie să intervenim. Avem Dunărea lângă noi, nu? Niciun proiect de țară nu l-am văzut să dezvoltăm pescuitul, să dezvoltăm turismul. Eu de-aia și încerc să fac lucrul ăsta. Nu vine nimeni. De-aia și fac stația asta de compost. Să încerc să-i aduc să fac agricultură din asta, de genul legumicultură, pomicultură, că agricultura deja e pusă pe principii foarte clare, cu producții foarte bune, toți fermierii deja sunt destul de dotați. Acolo, într-adevăr, mai ales că sunt banii care le vin înainte de la apia. Ar trebui și aici să vină o anumită sumă care să o dăm tinerilor pe 5 ani, pe 10 ani, care vor să facă ceva, să creeze nu neapărat locuri de muncă, dar să aibă ei locul lor de muncă. Al lor, al familiilor. Că așa s-a dezvoltat Occidentul. Occidentul s-a dezvoltat pe afaceri de familie, pe afaceri mici, chiar dacă sunt eu un angajat 2-3. Eu asta îmi doresc. Pentru asta vreau să fiu primar. Pentru că șoselele oricum o să se facă, acolo sunt strategii de dezvoltare, școlile la fel. Important este pentru cine. Cam asta vreau eu să spun și asta este menirea mea. Și principalul obiectiv, sau primul obiectiv în 2020, porniți la drum într-o nouă, cu ce obiectiv? Vă referiți? Ce vă vine în minte când vă gândiți la anul viitor? Acum intrăm în proiectele care sunt în dezvoltare, deci sigur va trebui să începem să ne uităm cum să fac canalizările, că și aici avem o groază de probleme. Trebuie să fiu atent cum se va face asfaltarea. Trebuie să fim cu ochii în patru când începem să facem satul pescăresc, că și aici sunt o groază de probleme. Am de amenajat acel parc. Avem foarte multe lucruri. Deci, efectiv, pot să spun că la primărie aici chiar nu se stă. Adică numai săptămâna viitoare pun 36 de camere de luat vederi pentru monitorizarea și siguranța cetățeanului. Și aici e o problemă. Sunt foarte mulți oameni în vârstă, au început să intre peste ei, ce să le fie frică în condițiile în care am un iluminat stradal pe care mă pot bucura și mă pot lăuda cu el. Pentru că, într-adevăr, fiecare stradă, fiecare uliță, totul avem un iluminat cu LED-uri, avem 840 de LED-uri, așa că lumina este. Și ne dorim să aibă unul și o siguranță a cetățeanului. Despre alimentarea cu gaz, se mai aude ceva? La alimentarea cu gaz, noi am început un proiect, am vrut un ADI să facem jegălia Unirea Dichisen-Roseți, numai că cel care ne-a făcut proiectarea a făcut o cerere pentru toate cele patru localități ca și consumator de gaz, numai că am înțeles că momentan el n-a mai venit și a rămas numai Roseciu în momentul de față. Nu pot să-l învinui nici pe domnul primar acolo, poate că omul acolo vrea, zice că totul se va face o stație care ne va vin către noi. Am avut o discuție, toți primarii, cu noul ministru al dezvoltării, care a venit și a spus, domnule, vrem să aducem gaz în toate comunele. Deci, interesul țării văd că este să aducem acest gaz, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Mai mult de atât, au încercat să spună că vor fi câteva județe pilot, printre care e posibil să fie și Călărașul, noi plângându-ne ca și județ, că suntem puțin mai în urmă față de automat, suntem tare în urmă, la nota 10 e Transilvania, noi suntem la nota 1, dar și Moldova încă mai are ceva gaz, iar noi partea asta de sud-sud-est este subdezvoltată și datorită acestui lucru, că aveam discuții și cineva spunea în felul următor, ce bun, aducem gaz, cât se vor lega la gazul ăla, câți consumatori vor fi. Și nu vor fi foarte mulți, dar în același timp vine cineva și spune, păi cum vrei să-ți vină cineva să investească la tine în localitatea dacă n-ai gaz? Și atunci, una cu alta se leagă. Noi să sperăm că anul 2020, printr-o strategie națională, vom beneficia cu toții. Am înțeles că și Borcea, programul acela de la FDI, dar programul ăsta, ca și cei de la Roseți, s-au oprit ca și finanțare. Deci undeva, eu cred că părerea mea e că ar trebui să facă statul. Nu fiecare primărie în parte, noi să depunem documentațiile, ridicările topo, fiecare stradă cu virgulă consumatori, făcută bineînțeles și împreună cu cetățenii, dacă sunt de acord, opinia publică ce spune, și statul să vină efectiv să spună, doamne, noi suntem cei care vă aducem gazul, voi să fiți consumatori. Închei aici, apropo de gaz, cu un lucru. Noi trebuie să fim atenți, din ce mi-a explicat și mie altcineva, că nu e bine, foarte mulți au preluat consultanță, proiectare, execuție cu un preț. Iar cel care va fi distribuitorul va avea un preț plus prețul ăsta. Deci cel mai bine ar fi să fie distribuitorul cel care să facă proiectarea, consultanța și execuția. Pentru că el, ca distribuitor,
va avea un preț final către populație. Și dacă prețul lui este acceptabil, de care face toate aceste lucrări, va putea fi acceptat de populație, atunci vor fi foarte mulți consumatori. Dar dacă tu vii cu un preț foarte mare, din consultanță, proiectare, execuție, distribuitorul nu va putea lega aceste casele. Deci și sursele astea sunt în discuții, vedeți dumneavoastră, sunt prea mic pentru a avea, pentru a, da, impune una, dar da o soluție, sau eu sunt prea mic în discuția asta, dar eu așa o văd. Distribuitorul să facă tot și distribuitorul să fie statul român. Statul român care la rândul lui să-și încaseze banii pe ceea ce vine. Deci să demareze un program național. Eu așa m-aș bucura. Un program național dus mai jos, programe regionale și județene. Pentru că sunt anumite lucruri care trebuie luate în calcul. Nu ne jucăm așa ușor cu banii. Gata, am făcut eu repede proiect, i-am plătit la proiectant, la consultant, a venit executantul și a luat și la bani și când să dăm drumul, vine distribuitorul și spune, păi eu îți vând gazul de 3 ori prețul cât este în Călăraș. Păi ce am făcut-o? Nu se vorbește așa. Nu se vorbește așa. Atunci cel mai bine va fi ca statul să-și ia acest angajament, cum spune foarte clar, inclusiv partidul din care și eu sunt, PNL-ul, gaze în toate satele din țară. Păi dacă spui gaze în toate, și pe toate și eu sunt de acord, că acum sunteți la guvernare. Suntem în perioada sărbătorilor. Pentru copii ați pregătit ceva? Da, în fiecare an, cu ajutorul câțiva sponsori, noi în fiecare an ducem copiilor cadouri, ducem acolo unde este nevoie. În fiecare an am făcut. Vreau să vă spun că chiar o laud pe doamna de la Crucea Roșie, pe Aura, da. Cred că numai la jenglia anul ăsta a dus peste 4-5 tone de îmbrăcăminte pentru copii. Am avut din de toate. Aici foarte mulți, după ce le-au luat de la noi, le-am găsit în tomberanele de gunoi aruncate, nespălate, și aici avem iar o altă problemă, nu majoră, dar există și astfel de cazuri, dar vreau să o laud pe tema asta, pe Aura Jurcă, pentru că din nimic a făcut un lucru foarte frumos și vreau să vă spun că a fost un moș destul de mare și de puternic Crucea Roșie, plus noi care venim cu bineînțeles, cu cadouri pentru copilași, în fiecare an, fără probleme.